țara România și la mulți ani! Araesa Nub, Araesa Nub, Araesa Nub! Ce zice Andrei acolo? Păi vorbesc limbi străină de la început. Nu! E invers, bună seara, numai că invers spus. Nu te-ai mai gândit la chestia asta? Nu m-am gândit, dar m-am gândit că este tare bine că suntem aici la Revelionul Karaoke. Araesa Nub a spus pentru că odată cu anul nou o iei de la capăt, știi? Și trebuie să lași deoparte toate lucrurile rele pe care le-ai făcut în 2015. Și se mai spune că noaptea de Revelion, dacă reușești să te deschizi și să-ți pui adevăratele păcate pe care le-ai săvârșit, toate o să-ți fie iertate. Și ce vrei să... Că în momentul ăsta trebuie să ne spui una dintre prostioarele pe care le-ai făcut în 2015. E, hai să fim serioși, așa, de asta m-ai adus tu la Timișoara? Păi de asta, de la Craiova. Ca să mă normal. Faci de râs la televizor să spun prostiile pe care le-am făcut? De ce? Așa de mari sunt? E, să vezi eu în schimb ce am făcut. Fii greșeală, i-am spus soției că s-a îngrășat. Îți dai seama, cu o lună de zile n-am mâncat mâncare caldă și tot ce am strâns seara a fost preșul de la ușă. Puico! Să-ți spun ce prostioară, nu prostioară, prostie am făcut eu. I-am spus lui nevastă-mea că a slăbit și m-a pus să-i cumpăr toale noi. Deci inversul meu. Dar eu am absolut, că... și sunt dator încă două rebelioane de acum încolo să-i achit garderoba nouă. Deci, Uico, pentru prima dată ai luat la cunoștință și tu de cuvântul shopping. Deci iată că suntem trei cărora ni se vor îndeplini dorințele anul viitor, pentru că am recunoscut, nu? Am recunoscut ceva din ce deci am făcut. Deci toate dorințele din anul ăsta ni se vor îndeplini, da? Păi tu mi-ai spus că asta e regula. Păi, la mulți ani, la mulți ani! Ați la mulți ani, Felicia! Ați de muzică populară, nu? Dar păi nici ce... nu ne gândeam, dar nici nu voiam. Dar spune-ne, tu ce prostioare ai făcut? Nu le poți spune? Nu. Să știi că dar nu vreau să se îndeplinească dorințele. Iubesc. Și sper să așa să se întâmple și în 2016. Și o gata. Doamnă perfectă! Uite, Andrei, mie deja mi s-a îndeplinit cea mai mare dorință. Că mi-am dorit să petrec Revelion alături de Felicia Stoian. Cu tot cu prostioarele ei. Perfect! Hai să ascultăm și prostioarele telespectatorilor, nu? Punem urechea, așa? Ascultați? Vai! Vai ce mi-aud urechile! Vai ce pot să aud! Numai lucruri bune! E adevărat? Da. Oameni buni, dați cu buretele peste ele și luați-o de la început, că așa facem și noi. Pentru că urmează un nou an, un an probabil mai frumos. Noi credem în lucrul ăsta și sunt sigur că așa va fi. O, da, era cât pe aici să uităm. Uite, bucurându-ne unii de alții așa, am uitat că tradiția noastră începe cu plugușorul. Și pe loc, Uica o să vă spună plugușorul tradițional și netradițional. Aho, aho, copii și frați, unchi, nepoți, verși și cumnați, haideți de vă alăturați, că am fript atâția cârnați. În cuptor am un purcel, tremură carnea pe el, vinul saltă în pahare, avem atâta mâncare. Numai lucruri bune, trebuie să vă lindeți pe mustăți. Mânați, măi, din așa... Zurgălăi, zurgălăi, la mulți ani, la mulți ani! Avem și plugușor. Uico, frumos plugușor, lasă-mă și pe mine să-l spun. Aho, aho, copii și frați, înainte să cântați, stați puțin și mă ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește. Deci să începem a cânta, toate bune a vă ura. De aveți datorii la bancă, fie toate să se șteargă. Binele să vă găsească, nimic să nu vă lipsească. Să intrați în noul an cu mine cântând de braț. Hey! Doamne, dacă știam, luam un credit de la bancă. Zurgălăi. Oricum, e o seară Andrei. Minunată aici, în locația în care suntem. La venue, e de vis. Iată un public. Prețios, cum spuneam, un juriu deosebit. Concurenție de valoare, pentru că în seara asta se vor duela grupul primarilor cu grupul jurnaliștilor și grupul sportivilor. Și se vor duela la karaoke, de asta se cheamă Revelionul Karaoke. Vor fi foarte multe momente muzicale și am ales așa pentru toate gusturile. Avem și muzică pop și rock și bineînțeles muzică populară, că nu poți să petreci ca român altfel decât cu muzică populară. Bun, Alina, stai! Uica a spus plugușorul, eu am spus plugușorul și voi ce ne spuneți? M-am gândit așa, să iau ceva dintr-un cântec oltenesc. M-a făcut mama olteancă, astăzi mis și bănățeancă. Noi cu toții ne-am unit, anul nou să-l primim. La mulți ani, la mulți ani, Alina!
Ea e și foarte fain asta cu Miss Bănățancă. Hai să-ți auzi minunatul grai. Păi a zis așa că la zile de sărbătoare am să vă fac o urare. Să aveți bucurie în casă și pită albă prămasă. Să vă afle în tot locul dragostea să vă însoțească. Om frumos să vă iubească. Bun, dacă toate astea le-am spus, nu-mi rămâne decât 3, 2, 1. Să înceapă Revelionul 2016!
ieșită de alun, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi trei, te oprești de vrei, nu vrei. Foicică de alun, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi trei, te oprești de vrei, nu vrei. De la drum, la cârciuma cu doi trei, te oprești de vrei, nu vrei. Jos la cârciuma din drum, să bei cum bătrânii spun, să bei cum bătrânii spun, un păhărel de vin bun. Boicică de alun, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi trei, te oprești de vrei, nu vrei. Boicică de alun, la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi tei, te oprești de vrei, nu vrei. Alina, după Phaser, îți dai seama, orice cuvânt cred că e de prisos. Dar totuși și trebuie să spunem cuvinte, pentru că de asta suntem aici și o să spunem, noi încercăm mai puține cuvinte, îi lăsăm pe cei pe care îi avem alături de noi să spună mai multe, să cânte, să danseze și să faceți și dumneavoastră asta acasă, să ne distrăm, că e Revelionul, odată în an e Revelionul. Mulțumim. Cred că și cei de acasă acum ne aplaudă, știi? Să sperăm. Stai, ascultă, auzi aplauzele celor de acasă? Dacă mă concentrez bine, da, și vreau să le aud mai mult pe cele de aici, pe cele de aici care se vor transmite acasă în toată țara, sperăm noi, cu un revelion special pe care l-am gândit. Va ieși un revelion karaoke, un revelion românesc așa cum ne place nouă. Orice competiție are nevoie de un juriu. Cam așa este. De exemplu, dacă tu ar trebui să concurezi, cine ți-ar plăcea să te jurizeze? Păi, nu știu, cred că mi-ar plăcea să mă jurizeze copiii. Mi se pare că sunt cei mai sinceri și părerile lor sunt de fiecare dată fără așa multe filtre, însă nu se poate să avem mereu juriu format din copii. Un juriu de specialitate trebuie să fie indiferent de competiție, chiar dacă este o astfel de competiție de revelion, una în care ne distrăm și nu punem accent neapărat pe cine câștigă. În seara asta am să vă vând un secret. Juriul este format dintr-o româncă, sârboaică și unguroaică. Îți dai seama că mai mult decât atât nu se poate. Deci concurenții vor avea mult de lucru. Și sunt doamne care sunt așa foarte serioase și cu siguranță vor juriza cu seriozitate, însă sunt și oameni buni, se vede așa pe fețele domnilor lor, sunt foarte drăguțe și au un zâmbet așa cald și cred că asta o să transmită curaj concurenților, pentru că nu sunt concurenți care sunt obișnuiți cu karaoke. Unii dintre ei au fost în competiții și o să vedeți importante și s-au învățat cu dificultățile și cu emoțiile, însă nu la karaoke și știu că Andrei are de gând să mă pună și pe mine să cânt la un moment dat. Sper să se răzgândească până atunci. Nu doar ea, ci și eu. În seara asta, juriul, doamna Rodica Giurgiu, ea este românca, este muzicolog, o viață întreagă, n-a făcut altceva decât să se joace cu notele muzicale. Doamna Jivka Jivanov, președinta Femeilor Cruna. Și nu în ultimul rând, Ilona Fal, o viață întreagă a stat pe scenă la Teatrul Maghiar. Concurenți, dacă vreți, mai aveți o șansă să veniți pe scenă. De plecat nu mai puteți pleca, asta e clar. Cum spuneam, trei grupuri se vor duela în seara asta. E vorba de grupul primarilor, grupul sportivilor și grupul jurnaliștilor. În aplauzele dumneavoastră, grupul primarilor. Format din Vasile Ciceac, primar Nădlac. Alin Nica, primar din Dudești Noi. Pe el ați văzut și la televizor acum câțiva ani, a participat și la Eurovision. Este unul dintre cei mai tineri primari din țară, dacă nu cel mai tânăr primar. Și Vasile Graur, primar Lovrin Șile. Le mulțumim pentru curaj. Nu știu dacă ați mai făcut vreodată karaoke, dați din cap dacă da sau nu. Nu,
Nu, n-ați... O să vedem. Speră că se descurcă, da. O să și vorbim cu fiecare în parte, bineînțeles. Și mai avem încă două grupuri, cum v-am spus încă de la început. Grupul jurnaliștilor, format din colegul meu Cosmin Jitariuc. Este și radioul cu noi de la Radio Timișoara, Călin Petrescu. S-ar putea să aibă ceva în plus, așa, obișnuit cu muzica, vedem. Și televiziunile private de aici din Timișoara sunt alături de noi cu Diana Mihai. Și vă spuneam că avem oameni care sunt obișnuiți cu emoțiile fie ale emisiunilor, fie emoțiile sportivilor, pentru că avem un grup al sportivilor și sunt cu noi Valentin Popârlan de la Saranges Timișoara, RCM UVT, campion național la rugby și i-am și întâlnit la un moment dat ca să vezi cum este viața, așa cum te aduce. Ne-am întâlnit când făceam o emisiune, erați în cantonament undeva pe la Herculane și știu că am fost uimit atunci de cât de mari sunt. Dacă e să adună întreaga echipă, au câteva tone, deci îți dai seama. Bun, tone de talent, bineînțeles, tone de talent și la Flavius Bia. El este boxerul nostru care la profesioniști are 9 meciuri, din care nu a pierdut nici unul. Este susținut de Lucian Bute și nu în ultimul rând trebuie să spun că este campion mondial la amatori. Și avem și o domnișoară foarte frumoasă care a făcut lucruri extraordinare în atletism. Adelina Pastor, campioană europeană la atletism, locul al treilea la campionatele mondiale. Iată, sportiv de mare, mare performanță aici cu noi. De data asta provocarea este mult mai mare pentru că nu se vor duela în sportul lor preferat, ci se vor duela cu vocea, da, nu cu sabia, cu vocea. Așadar, va trebui să interpretați prima piesă, e vorba de piesa pop, piesa happy care a devenit celebră și în România și peste hotare. Am început să o dansesc, de când am, da. Nu știu. Deci va trebui să-și aleagă concurentul, fiecare grup va trebui să-și aleagă reprezentantul care să cânte această piesă. Și sperăm că sunteți toți happy acasă și vă bucurați din plin de această seară minunată. Bun, să întrebăm și juriu. Sunteți pregătite? Trebuie să jurizați simpatia, da, vestimentația, dacă le stă bine freza. Prezența scenică, impostația. Așa, puneți presiune, pe ei, mai spuneți-le cuvinte din acestea. Da. Dar mai ales mesajul, dacă ei pot să transmită mesajul piesei. Așa, mesaj să-i văd pe toți trei happy. Așa să fie. Să fim happy. Să fim happy de la grupul primarilor. Cine vine la piesa pop? Iată-l, Alin. Alin este deja... Cel mai curajos, el deschide Alin, concursul. Alin, vino lângă mine, vino lângă mine. De la sportiv, cine se încumetă? Boxerul? Vezi? Aoleu! Alin, trebuie să fii pregătit în seara deci asta. Deci avem un primar, un boxer și să vedem și din partea jurnaliștilor. Iată, fata este cea mai curajoasă. Flavius, mănușile de box de data asta le-ai lăsat acasă? Le-am la mine, ca să fim de la egalitate la egalitate, nu? Bun, eu mă retrag, Alina, noi trebuie să ne retragem, îi lăsăm pe ei alături de Phaser. Succes! By the way.
Alina, sunt tare curios ce jurizează o doamnă. Tu, de exemplu, ce ai fi jurizat? Mie pot să spun? Mi-a plăcut, toți au fost toți happy și s-a văzut că s-au distrat și că le-a plăcut. Au avut și emoții și sunt normale, dar le-a plăcut că sunt acolo, că sunt aici cu noi și asta contează cel mai mult. Au fost unii un pic mai buni așa, dar lăsăm juriu să spună exact cine. Să știi că mie mi-a plăcut juriu, știi, doamnele, una făcea așa, nu cred că a cântat bine, cealaltă, ceva de genul. Dar sunt curios, le las pe ele, doamna Jivanov. Păi a fost foarte frumos, mi-au plăcut toți, dar ceva mai mult, domnul Alin. Adică primarii. Dar, nu știu. Nu... Puteți să fiți și profesioniști. Să vedem, doamna... Deci dacă nu mai merge cu primăria, treceți la muzică. Doamna Giurgiu! Da, aveți, sunteți cel mai bun cântăreț între primari, da? Așa, mi-a plăcut în primul... Da, astea sunt mici răutăți, știi? Când cântă un actor, spui, vai, este cel mai bun cântăreț dintre actori, sau invers. Dacă un cântăreț are o prezență scenică, domnule, este foarte bun actor. E cel mai bun actor dintre cântăreți. Așa, mi-a plăcut în primul rând că ați fost happy. La jurizare, întrebați ce trebuie jurizat. În afară de voce, trebuie jurizată prezența scenică, atitudinea scenică. Tocmai de aceea eu zic că 1 plus 1 plus 1, deci toți au fost la același nivel. Alin ceva mai mult ca voce, Diana la atitudine scenică, a fost nemaipomenită, bravo Diana, așa, și secțiunea sportivă la prezență scenică. Așa că toți trei sunteți pe locul întâi. Păi trebuie să vă hotărâți, dar să văd actrița. Eu, în primul rând, la prezența scenică mă refer. Toți trei erau prezenți și emanau afară de emoții și o prezență pe care noi actorii o apreciem foarte mult, încercau să trăiască pe scenă. Cel mai mult mi-a plăcut de jurnalista Diana Mihai, care are și o prezență, era și foarte degajată. Probabil că și meseria a ajutat-o în degajarea asta. Mi-a plăcut foarte mult și, într-adevăr, sunt de acord cu colega mea
din juriu că sunteți cel mai bun cântăreț dintre primari, până acum cel puțin, să vedem restul. Și mi-a plăcut și îmi place foarte mult domnul sportiv Flavius. Arată impecabil, dar sper că are mai mult curaj în ring decât a avut acum pe scenă. Iată juriul nostru prețios! Așa mulțumim juriului și felicitări concurenților pentru curaj în primul rând, pentru că îți trebuie curaj să vii în fața publicului de aici, dar și în fața dumneavoastră celor de acasă și să cânți atunci când poate n-ai mai făcut asta decât tu așa la tine acasă, niciodată în public. Așadar, felicitări și bravo tuturor! Abia așteptăm să-i vedem pe ceilalți! Sunt curios să-i ascult pe cei de acasă, pentru că e momentul lor. Îi lăsăm alături de Phaser!
sfârșit. Spre tine va lumina, va lumina de lumină, noaptea o să ne aparțină și vin. Spre tine va lumina, va lumina, va lumina. Și vin. Spre tine va lumina, va lumina, va lumina de lumină, noaptea o să ne aparțină și vin. Spre tine va lumina, va lumina, va lumina, va lumina. La toate nu te mai gândi. Aprinde focuri colorate, lasă-ți visele să zboare cât mai departe. Și vin spre tine valuri, valuri, valuri calde de lumină, noaptea o să ne împărțină. Și vin spre tine valuri, valuri,
Alina, cred că ne-am luat zborul, știi? Da, nu știu, eu sunt cucerită de magii și mi se pare că se potrivesc foarte, foarte bine în această perioadă pe care toți o numim magică, perioada sărbătorilor de iarnă, și chiar simțim asta, parcă suntem așa într-o lume de poveste la Revelionul Karaoke. Păi dacă suntem la Revelion, tu apropo cunoști câteva din tradiții românești de Revelion? Păi știu că e bine să ții bani în buzunar, așa? Să știi că știu o tradiție. Cu lenjeria roșie, trebuie să porți lenjerie roșie noaptea de Revelion. Dacă cumva nu ai roșu, poți să porți și galben, pentru că se spune că e ca un magnet pentru bani. Deci dacă ești îmbrăcat în galben, uico! Andrei, lenjeria roșie nu ține de tradiție, ține de cantitatea de alcool pe care ai băut-o până la ora 12. Lasă-mă să mă ocup eu de partea tradițiilor din Banat și să solicit ajutorul dulceții sufletului meu, Felicia Stoian, care e... Și așa, cu doi specialiști, eu zic să rămânem noi cu strugurii și cu lenjeria intimă, să zic... lăsăm pe ei să spună care sunt tradițiile. Uite, faci un felul următor, da? Noi ne uităm la cameră și stăm cu gura căscată. Ce vreau să spun? Există o vorbă în Banat că și că cât e borgei, atât ce au obișeie. Adică fiecare zonă folclorică din Banat își face o tradiție. Dar este o regulă foarte importantă peste tot în perimetrul fascinant al Banatului, care spune așa: ține seama, bagă de seamă, cum ce prinde anul nou, așa rămâi tot anul. De aia, de anul nou, când ce duci la masă cu precinii, cu dușmanii, cu neamurile, cu soacra, mai ales cu soacra, să ce duci proaspăt în băiat, proaspăt berberii dacă ești bărbat, proaspăt în coafată, în popoțonată la suntem, păr, Felicia, da. Suntem. Dacă ești muiere, toate țoalele de prăcine să fie proaspăt, călcace, puțuluice, aranjace. Oameni buni, vorbiți românește! Deci, în Banat, femeile să chicesc și bărbații să puțuluiesc. Așa. Adică se aranjează, da? Se aranjează, așa este, da? Așa este. Achită ce de toate datoriile, chit că pentru ianuarie de Sfântul Văsâle face alții noi, dar să nu fii dator. Tu ai zis la un moment dat că așa cum te prinde anul, așa și începe. Și eu mă gândesc că cel mai fain e să te prindă cu cântecul și jocul bănățan din Câmpia Banatului. Să dansăm? Da, după ce am sigur cântat, că da. Și dansăm? Da, sigur că păi da. Nu-i prea mult? Și eu sunt convinsă că Alina știe să joace. Am adus ansamblul Doina Timișului din Timișoara. Joacă ca la câmpie, ca la noi, ca prin Banat. Fain, sorocuri, prălocuri, argelene. Thank you.
Alina, trebuie să dansăm bine, pentru că avem sute de ochi aici, da? Și probabil că milioane de ochi dincolo de cameră, dar cel mai important e că Felicia și Uica se uită la noi. Și ne jurizează, da? Ce deci, Maria, păi, stânga 1, dreapta 2, nu eu așa știu, stai, cum stai, e. Stai, stânga, 1, stai, stânga. A, paie fân. O luăm paie, 1 paie, 2 fân. Eu cu stânga, tu cu... Tu cu stânga. Aveți grijă, stânga este în stânga dreptei. Andrei, tu nici nu trebuie să-ți faci griji, ai niște pantofi atât de strălucitori, de orbitori, încât nimeni nu o să-și dea seama că tu nu știi să dansezi, în fapt. Iar eu știu că Alina are simțul muzical. Alina, stai, stai că ce învăț eu. Ia, învață-mă ca la banat, toate că la fete iarăși e foarte bine când avem rochii lungi, că nu prea se vede, putem să facem frumos, așa și pare că știm. Dar ascultă-mă, cam banat nu știu 3 stânga, 3 dreapta, așa e sorocul prin banat și sunt convinsă că o să joci. Fii atent. Ia să vedem soroc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și acum, busuioc de pâmbanat, la 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 la, jocul din bătrân lăsat, mai la 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 la. Dacă avem două reprezentante extraordinare ale Banatului și ale Olteniei, vă rog aplauze. Îi invităm pe, totuși pe concurenți. Haide care să vedem, așteaptă să care vină sunt. Să ne încânte cu vocea lor magnifică. Veniți aici lângă... Vai de mine! Eu când îl văd pe Ruibist, mă fac atât de micuț! Valentin este cu noi, domnul primar din Ădlac este la rând. Și colegul de la radio, ia să vedem, că am zis eu mai devreme că el s-ar putea să aibă așa un plus, un atu, pentru că e obișnuit acolo cu muzica. Radio România Timișoara. Deci toți pregătiți? Bună seara! Confirmă. Către juriu! Către stimate juriu. Doamne! Să rămâinile, doamnelor! Stimate doamne, mare vă atenție! Vă place papionul meu? E ok. Bun. Eu zic să facem așa, să vă lăsăm aici alături de Felicia, ne retragem noi puțin, dar o să vă susținem din culise cumva. Stai așa că vreau să fac un duel aici, așa, să ne luăm ca la rugby, știi? Eu zic să renunț! Andrei, lasă așa că e mai bine, rămâi prezentator! Hai să stăm jos, hai! Și hai o, să vezi, jos, să ne liniștim. O să vezi surpriza ardelenească, pregătită am cu mare eu suflet. Am ceva unguent pentru spate. Vai lume, vai, bătrânețele te apasă, vai lume, vai. Și te-au pasă așa de greu, că te duci pe drum cam rău, dorul-i mare, drumul-i greu, hai lume, hai. Dorul-i mare, drumul-i greu, hai lume, hai. Și mă apasă așa de care, vai lume, hai, că te pe picioare, hai lume, hai. Și te apasă așa de tare, hai lume, hai. Că te usuci pe picioare, hai lume, hai. Și te usuci, te usuci, dă-nă cazul care nu. Dorul-i mare, drumul-i lung, hai lume, hai. Pot iubi, hai lume, hai. Bătrânețe, nu grăbi, hai lume, hai. Lasă-mă să pot iubi, hai lume, vai. Ține-mă, Doamne, așa, că mi-e dragă mult lumea și ți-e tânără mândra, hai lume, hai. Brațul se zvârcește, hai lume, hai. Și mândra te ocolește, hai lume, hai. Când obrazul se zvârcește, hai lume, hai. Și mândra te ocolește, hai lume, hai. Nimănui nu-i trebuiești, nu mai poți să mai iubești. La ce foc să mai trăiești, hai lume, hai. Nici un ce nu mai
mai faci față, mai șamardă ia viață, te subține ca șoață, hai lume, hai! Alina, mai jos, mai jos, acolo, acolo. Hai că ești bine, ești ca nou. Da, deci ca nou ești. Pot să fac o promisiune? N-am să mai iau niciodată niciun bărbat în brațe. Numai o femeie. Că doar nu te-ai apucat de râbi la vârsta asta, nu? Dar poate se apucă de cântat concurenții noștri, pentru că mai devreme am văzut că cei care au fost pe scenă ar avea șanse să schimbe cariera. Vreau să spun că, în general, politicienii nu mă conving. Dar domn primar m-a convins. Doamna Giurgiu, spune. Pe primar îl votați, dar cu jurnalistul ce faceți? Păi cu jurnalistul se vede că are experiență de radio. S-a descurcat și foarte bine și domnul Călin, nu? Campionii României, Valentin Dragă, prestația ta a fost ca un eseu reușit. Vai, vă mulțumim. Doamna Jivanov. Păi, ce pot să spun? Că toți sunt foarte buni la cântat. Nu m-am așteptat de la primarul. Poate că are acolo timp liber și se apucă și de cântat. Este pentru prima dată când am voie să cânt. Jurnalistul îmi place foarte mult. Și glasul meu merge către el. Înainte flăcăii cântau sub geamul fetelor. Așa că se spunea serenada. Nu știu, ești căsătorit sau nu, să cânți sub geamul unei fete. Stați că nu-i târziu, Valentin. Ce nume, Valentin, nu? Deja da, e da, un da. Nume răsunător, predestinat dragostei, frumuseții, da, da, da. Sigur că da. Iubirii și așa mai departe. Valentin, uite, privim acolo în sus, da? Ne gândim la soare, la stele, la lună, la ce vrei tu, da? La planeta Marte, la Jupiter și așa mai departe, da? Microfonul mai sus și cântăm. E scris în stele. Andreea. Nu, Andreea, tu trebuie să începi. Păi tu trebuie să începi. La fereastră, acum. Bine, tu te uiți în sus, ne gândim, atunci facem altfel, da? Imaginează-ți că acolo orice este moment. Iubirea vieții tale, este dragostea care te pune la pământ doar cu privirea. Andrei, deci doar cu privirea. Candelabru, te rog, ce ai pățit? E un candelabru, dar el trebuie să-și imagineze, da? Și începem, hai. E iubirea vieții tale acolo, privește. Da. Așa? Fă ca și el, acum. Fă ca el că nu scapi, crede-mă, fă ca el. Ești pregătit? Acum. Iubirea mea. Păi doar atât, închide geamul. Vezi că aruncă și cu ouă, nu. E scris în stele, noi vom fi mereu. Nu închideți televizorul, vă rog eu. Bravo, ai marcat din nou un alt eseu. Stai că mai avem încă un jurat care trebuie să ne spună părerea. În primul rând, vă felicit pentru acest spectacol. În general, mi-au plăcut toți trei cântăreții, dar am o slăbiciune pe care trebuie să recunosc față de radio, peste care nu pot să trec. Mulțumim juriului! Dar până la urmă, eu cred că a câștigat cântecul, da? O să vedem care sunt câștigătorii, pentru că o să anunțăm ceva mai târziu, după ce se vor duce toate probele. Domnul de la radio. Domnul de la radio, indiferent cine va fi câștigător, domnul de la radio va fi. Bun, ei au cântat, rămâne să cânte și telespectatorii dincolo de aceste camere, dincolo de această sală minunată. Carmen Popovici, Dumbravă! Cine o ne-o sococit lume la Iucio-n bătrânii? Cine o ne-o sococit lume la Iucio-n bătrânii? Și ești petreșe ca mine la tot cine rămâne. Și ești petreșe ca mine la tot cine rămâne. Nopțile acasă sta lume, până poți iubi ce-i vrea. În viață și-ți place ție, că nimeni nu ce-mi vie. În viață și-ți place ție, că nimeni nu ce-mi vie.
moară și nu sta pe loc. Unde vezi lumea la joc, lume joacă și nu sta pe loc. Câtă lungă iarba-i verge, când ea cu el drag ce pierge. Câtă lungă iarba-i verge, când ea cu el drag ce pierge. Ce petrește cu mine, eu și când mi-s nădăjită, știu că viața mi trăită. Dai un pahar mai bune și ce petrește cu mine, eu și când mă nădăjesc, știu că viața mă trăiesc. Așa-s bănățănii când sărbători. Cum-i primăvara, poiana cu flori, așa-s bănățănii când sărbători. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Sărbătoare, tot natu petreșe, că la joc și fală nimeni nu ne întreșe. Când-i sărbătoare, tot natu petreșe, că la joc și fală nimeni nu ne întreșe. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Bănățănii mei, că nu salți în lume pe cimași ca ei. Mândru-și petrec, bănățănii mei, că nu salți în lume pe cimași ca ei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Așa-s bănățănii atunci când s-adună, Dumnezeu le-mparce drag și voie bună. Așa-s bănățănii atunci când s-adună, Dumnezeu le-mparce drag și voie bună. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Frumoasă-i viața la noi în Banat, ca la noi niciunge negei nu se fac. Frumoasă-i viața la noi în Banat, ca la noi niciunge negei nu se fac. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Mândru-i Banatul și bănățănii mei, mândru-și petrec la nunți și la negei. Orice revelion cred că trebuie să aibă o rețetă de succes. O rețetă care nu poate să fie refuzată de absolut nimeni. Hai să-ți dau eu rețeta unui revelion reușit în Banat. Are două componente. Muzic, trei. Muzică, dans și voie bună. Nu contează ce mâncare și ce băutură ai pe masă.
Dacă ai muzică, dans și voie bună, Revelionul e perfect. Și cum începe anul, așa se va termina. Tot cu Am dreptate, Felicia. Subscriu, Uico, subscriu. Am și o rețetă, ia, dar merg pe ideea lui. Eu zic așa, că cea mai reușită rețetă este în felul următor. Avem două trupe foarte faine, Desant și Phaser. Avem doi interpreți de nota 10, Carmen Popovici Dumbravă și Gheorghe Colțun Brancu. Așa! Avem dansatori de nota 10, dansatorii ansamblului Doina Timișului din Timișoara. Avem echipa de jurnaliști, avem echipa de primari și echipa de sportivi. Și avem toți românii care urmăresc Revelionul Karaoke de la Timișoara împreună cu Bănățan și Olteancă Faină. Și mai avem un juriu prețios și l-avem pe Lorenzo care face imposibilul posibil. Așa este, să știi. Bun, eu zic să cântăm, hai să cântăm noi. Uico, dați-mi, ești pregătit? Dați-mi voie să încep eu ca al mai bătân și al mai binecunoscător, fiindcă la noi petrecerile începe așa, eu scurt. Cum începe o petrecere în Banat? Zorile se varsă și răsare soarelii și pe drumul mare plină-i de coșii. Bravo, 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 mulțumim! Păi n-are sens să mai cântăm și noi, lăsăm pe alții să cânte, nu? Cel mai bine! Să vină meseriașii acum! Aș vrea vremea s-o mai pot întoarce, s-o opresc cinereța în loc. Și cu mincea, dacă o să pot face tot ce n-am crezut că pot. Viață, viață trecătoare, la templei mei pus argint. Dar pe toți banii din lume, viață n-aș vrea să ce schimb. Și-am vrut, am dobândit. Inima în patii mi-am scăldat-o, cum am vrut așa am trăit. Viață, viață trecătoare, la templei mei pus argint. Dar pe toți banii din lume, viață n-aș vrea să ce schimb. Și pentru tot am drugit. Din nimic am ridicat palace, n-am dus lipsă de nimic. Viață, viață trecătoare, la templei mei pus argint. Dar pe toți banii din lume, viață n-aș vrea să ce schimb. Și-am trecut ușor prin ea. Viață, viață trecătoare, la templei mei pus argint. Dar pe toți banii din lume, viață n-aș vrea să ce schimb. Că ești viață numai una, treci în urmă, nu ce uiți. La tot ce-am trăit odată, la mândrii mei ani trecuți.
Alina, sunt tare curios ce ai face dacă ai deține în mâinile tale puterea magiei. Dar tu ai cam multe curiozități. Hai să mă gândesc, trebuie să zic ceva așa ca de Revelion, mai funny, să nu încep cu a-și repara, nu știu, toate relele din lume. Uite, știi ce aș face? Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Nu știu, nu e neapărat funny, dar nu e nici trist, așa că mi-ar plăcea să mă transform câteva zile într-o pasăre. Și păi să mă plimb așa, da, să fie o pasăre cu super puteri, ca să nu mă omoare cineva, să pot să mă transform la loc. Păi foarte simplu, chem pompierii, îi pui undeva la jos, în fața unui bloc și tu urci până la etajul 10 și devii pasăre. Nu așa, aș vrea să pot să zbor și să văd toată lumea și după ce am văzut-o să mă întorc și să fiu din nou aici alături de tine să prezentăm emisiune. Păi eu cred că spuneai și tu că vrei să-ți umpli buzunarele, vrei să-ți construiești un jacuzzi în casă, să-ți pui în garaj un avion. Astea în niciun caz. Asta ai vrea tu să faci? Tu ce ai vrea să faci? Păi asta, în garaj un avion, da? În casă un jacuzzi, o piscină și ce se mai poate. Buzunarele, bineînțeles, să fie pline și să nu se gate niciodată, știi, sac fără fund. Dar tu ai bani în buzunare acum? Eu știu că e bine ca în noaptea dintre ani, cel puțin tata, așa m-a învățat de când eram mică, dar am învățat prost, că n-am. De asta n-am nici foarte mulți prin conturi. Uite cine știe. Nu contează cât, se zice că așa e bine, ca să-ți meargă bine și financiar, să ai niște bănuți cu tine. Și știu și o magie. Întinde mâna, îți pun bancnota de 10 lei, ți-o pun în mână și foarte simplu. Cuvintele magice care sunt? Hocus pocus. Exact. Hocus. Abracadabra. Ascultă, lasă magia să vină, să se apropie și acum. Hocus pocus și leuțus numai estus. Ha! Ești cel mai bun magician. N-am mai întâlnit altul ca tine. Totuși, cineva scalcă pe urme și e vorba de Lorenzo. Ești de acord? A, e umbra mea? Da, da. Păi să lăsăm să vedem mai ce știe. Mai are până ajunge la nivelul tău, dar totuși eu zic că are. E o speranță. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But what's it? I know so well that I've got you under my skin. Come what might forsake, holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Bing bing bam dum bam 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 bam. What's going on? Bing, 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 bing.
breaking. Eu cred că aplauzele sunt pentru noi, nu? Da, cu siguranță, sunt și pentru noi, dar sunt pentru artiștii care sunt aici alături de noi. Vezi acolo ce e? Uite, vezi? E praful ăla magic. Cred că Lorenzo de acolo l-a luat, de acolo l-a furat. Îl vezi? E chiar acolo. Da. Uite-l, uite-l, îl vezi? Hai că chiar... se vede, uite-l, dar sunt curioasă în ce se transformă. Uite. Îl luăm? În ce se transformă? Îl luăm, întinde mâna, ia. Ia praful magic. Iar... Îl vezi? Nu îl vezi. Îți spun eu. Îl văd. Îl vezi. Ah. Și acum luăm și l-aruncăm către concurenți. Și știi de ce? De ce? Pentru că urmează momentul rock! Momentul rock m-a pregătit, mi-au crescut așa niște emoții, m-a speriat cu praful magic. Oh, trebuie să-mi trag sufletul. Stai dar, un pic să... O să ne ajute așa. Concurenții cu emoțiile cu care vor veni ei aici, o să le strângem pe toate așa și să facem ceva tare minunat la rock. Mm-hmm. Grupul primarilor, grupul sportivilor și grupul jurnaliștilor se vor duela într-o competiție de rock. Cine oare va câștiga? Eu sunt sigur că juriul este pregătit. Doamnele Sârboaica, Românca și Unguraica, îți dai seama că sunt deja acolo cu pixul pe hârtie, își notează fiecare greșeală, chiar și părul. Dacă firul 137 stă greșit, crede-mă că și ăla este notat. Și poate și voi cei de acasă faceți asta și îi notați pe concurenți, așa că îi chemăm alături de noi pe cei care s-au desemnat. Așa sunt grupuri, sunt câte trei în fiecare grup, primari, sportivi și jurnaliști, și au ales ei cine s-ar pricepe așa mai bine să cânte rock. Haideți să aflăm și noi! Atleta se încumetă, de altfel primarul de la Lovrin și colegul meu Cosmin Jitaliuc de la TVR Timișoara, iată, ei sunt... concurenții, ei sunt cei care se vor duela într-o muzică rock. Haideți să vedem, domnul primar, ați mai cântat vreodată așa cu public numeros și aici și acasă? Sincer, nu, dar sper să nu fugă din sală spectatorii. Păi nu, că e cineva care i-a țintuit așa pe scaune, așa că nu vă faceți griji. Spectatorii ca spectatorii, dar să nu schimbe canalul telespectatorii. Uite ce rimă frumoasă, aplauze pentru rima asta, vă rog eu așa. Bun. Atleta e foarte bună în ceea ce face. Cum a spus de la început, este campioană europeană. De altfel este și locul 3 mondial. Nu cred că vreau să mă iau la concurs cu ea. Însă, pe ce loc oare se va afla la rock? Uite, vreau să-mi faci primele acorduri de rock. Primele. Măi, nu știu, nu vreau să încep să urlu pe aici, pentru că știu că nu-mi e genul, dar eu sper să mă descurc și sper să nu-mi facă echipa de râs, pentru că, na, fac parte din echipa sport și vreau să fiu mândria acestui grup. Și sper să mă descurc. Nu vreau să țip. Deci nu vrei să țipi, Cosmin. Haideți să vedem dacă e Cosmin mai curajos înainte de a urca pe scenă. Ce zici? Are ce-i trebuie și au cu toții ce le trebuie și ne vor arăta alături de cei din trupa de Sand ce pot la rock. Abia așteptăm să vedem. Uite, ei deja sunt în spate pregătiți, cred că abia așteaptă. De altfel și noi așteptăm, juriul este acolo. Nu rămâne decât, te rog frumos, să iei poziția de start. Care e poziția de start? Îmi cer scuze, dar nu pot, sunt în rochie și nu ar fi frumos față de cei prezenți aici. Dar cu siguranță, odată când o să am o competiție, o să vă invit pe toți să vedeți cum iau startul. Nu vrea să se dueleze cu un bărbat. Eu cred că de asta e vorba. Nu mi-e frică niciodată. Să te văd. Hai, luăm startul, da? Ești pe poziție? Bine, o să încep un start din picioare, da? Un start din picioare, da? O luăm la goană înspre muzica rock. Sigur. Bun, de Sandy acolo în spate, hai să luăm la goană încolo, înapoi, hai să vă vedem! Așadar, le dorim de succes Sand concurenților la secțiunea rock! We'll be right back.
câștigi. Ce atmosferă am făcut aici la Rock. L-am văzut pe domnul primar, așa era, cu patos și cu toții. Au fost parcă din trupă. Întotdeauna există cineva care te privește, cineva care te judecă, cineva care îți dă nota și cineva care te urcă pe podium. Și acel cineva este o româncă, o sârboaică și o unguroaică. Juriul nostru, și așteptăm cu curiozitate să aflăm ce veți spune despre concurenții ce au avut curaj să cânte rock poate pentru prima oară în viața lor pe o scenă. Bun, cum au fost concurenții? Spuneți în firul 147 la domn primar, acolo în față. Cum i-a stat? A fost în regulă? A fost în regulă, da. Pentru domnul, da. Un nou, așa, un nou. Ce n-a ieșit? Știți ceva, că e prea departe de la Peciu Nou și Sfânt Martin nu sârbesc. Dacă ar fi mai aproape, ar fi altceva. Mulțumim pentru sinceritate. Să vedem și despre ceilalți ce ne spuneți. Păi, domnul ziarist a fost foarte drăguț pe scenă, deci poate să fie ăsta cântăreț. Mai ales mișcarea picioarelor, mișcarea, ați văzut-o, mișcarea pe picioarelor scenă, extraordinară. Da, da. Dar mie cel mai mult mi-a plăcut domnișoara atletă. Deci femeile se susțin? Păi și ceilalți doi, strigătul jurnalistului, strigătul primarilor. Și ei se luptă pe viață și pe moarte în fiecare zi, în fiecare clipă. Am zis că mi-au plăcut și ei, dar domnișoară mai mult. Cosmin s-a descurcat excelent, a avut prezență scenică, e un rocker pur sânge. Bun, dar vorbiți de mișcarea scenică, de prestanță, dar de voce. Da, a cântat și a cântat bine, bravo, bravo, foarte bine. O notă de la 1 la 10. 10. Domnișoara Adelina, da. E o persoană foarte delicată, mai degrabă și văzut-o cântând în sunetul muzicii. A improvizat bravo și până la urmă zic că probabil nu știe să cânte, dar uite că până la urmă a cântat exact refrenul. Foarte bine, bravo! Și acum e... Și acum, domnul primar a scandat foarte bine. Să vedem în schimb și dincolo, măcar cineva să țină și cu un bărbat. Nu știu dacă o să țin cu bărbații, dar o să încerc. Mie, grupul acesta mi-a plăcut foarte mult. Au fost foarte degajați și foarte scenici. Dacă ar fi să dau note, aș da 10 la fiecare. Mi-a plăcut foarte mult și domnul ziarist Cosmin să se lase de meserie și să se ducă cântăreți. De să se facă muzician. Da. Domnișoara mi-a plăcut foarte mult, are niște pantofi superbi. Eu îmi dau seama că se întâmplă lucruri minunate aici și că sunt oameni care ne fac cu adevărat să ne simțim bine și sperăm că asta se simte acolo, acasă, pentru că de asta suntem aici, pentru că este Revelionul și pentru că vrem să petrecem frumos, cu karaoke și cu muzică bună și cu lucruri care mai de care. Mai puțin și credeam că mi-aduci tu luna de pe cer. Dacă vreau să aduc luna, Lorenzo, cred că o să mă ajute. Da, să știi că Lorenzo e singurul om care nu apare în poză, deci îi faci poză și nu apare, te trezești cu el că nu e. Mai avem până îl vedem pe Lorenzo. Acum ce zici? Îi lăsăm pe profesioniști?
Să-i lăsăm pe telespectatori, pentru că ei sunt profesioniștii dincolo de sala asta, dincolo de camerele noastre. Și-i lăsăm cu rock, cu desant.
mergem toți la servici, îmbrăcați la fel și păr cu lipici. Merg copii către școală cu zbor, anul ăsta la bac, limba română e ușor. La TV se transmite din țară, ci că Miss Univers este pensionară. Noi suntem altfel, nimeni nu-i ca noi. Că așa e viața, că viața e așa. Da, așa e viața, ne place și nu prea. Că așa e viața, că viața e așa. Ne place despre ea. Iar joi stăm pe bancă la bloc, așteptăm rezultate la loto noroc. Am amici care au mașină, încă n-au avut bani să-i bage benzină. Dar la TV se transmite din țară, că un domn cunoscut e de fapt domnișoară. Noi suntem altfel, nimeni nu-i ca noi. Că așa e viața, că viața e așa. Da, așa e viața, ne place și nu prea. Că așa e viața, că viața e așa. Ne place și nu prea. Viața ne place și nu prea. Că așa e viața, că viața nu-i așa. Ne place și ne place, dar nu prea. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Cât e de frumos! Oh! Alina, ăsta este cadoul magic pentru tine. Ia uite. Mulțumesc mult. Ești cel mai frumos gățeluș. Și mi-l lași mie? Ți-l pot lăsa dacă vrei. Bine, hai să vedem cum înainte îl ținem aici. De toate, vreau să-i dăm un nume. Se poate? Ce nume să-i dăm? Andrei, ce să mai? Mai lipsește lăsa. Hai că Boro. Îi zic Boro. Boro. Am o idee. Știi cum îl poate chema? Cum? Pentru că el tocmai a venit de sărbători. Cred că este ca o dorință magică. Să-i spunem Magic Wish? Magic Wish. Așa magic. El este magic. Magic. El este magic. Magic Wish. Bravo. Ți-l las aici? Da. Mulțumesc mult. Este foarte frumos. Stai să mă așez cumva ca să așa, ia. Bun, stai așa, ea a primit. Eu ce cadou primesc? Vrei și tu, nu? Bineînțeles. Apropo, Alina, ție ți-am adus ceva ce să plimb. I'm a
Ia uite ce am pentru tine. Wow. Lorenzo, dacă mai ai una, ești cel mai tare magician. The Zigzag Lady Illusion. Vom roti iluzia și vă vom arăta partea din față. Pe partea din față, Andrei, este desenată frumoasa mea asistentă, Ane, care îți va rămâne ție cadou, așa cum ai înțeles. E bine, Andrei, te rog să vii lângă noi și tu în această seară vei fi martorul publicului, celor prezenți, celor de acasă. Vreau să fii foarte aproape și să le confirm că totul se întâmplă real, că totul este exact așa cum se vede, ok? Această iluzie, așa cum am zis, are pe partea din față accesul, da? Acest acces pe care este desenată silueta ce o reprezintă pe Ane. Și dacă te vei uita înăuntru în iluzie, te rog să te uiți să vezi dacă totul e ok, ceva ciudat în interior. Nu, totul e în regulă. Oricum, e o problemă, e plin de praf magic acolo. Așa. Ei bine, o să rog pe frumoasa mea asistentă, Ane, să intre. Te rog tare mult să o descalzi, Andrei. Ce? Dar nu pot. Nu poți? Ia. Celălalt pantofior. Gata, ai băi. Am reușit. Te rog în partea cealaltă, cu papuci acolo lângă, cu pantofii. Așa, poți să-i las jos. Ia uite, Andrei, o vom închide pe Ane în interiorul acestei iluzii. Și bineînțeles, o vom putea urmări mai tot timpul, că ea se află aici, da? Așa, numai puțin, ia uite aici. Și am adus-o astăzi, în seara de Revelion, să ți-o prezint ție și telespectatorilor tăi. Perfect. Mai tot timpul vom păstra contactul direct cu frumoasa Ane prin aceste mici, să zicem, orificii. Piciorușul ei stâng acolo și chipul frumos aici sus. Deja văd că ai verificat dacă e reală, nu? Au, au! Da, e adevărat. Năsucul? Mulțumesc. Ei bine, Andrei, dacă ar fi acum să prezint această iluzie cum a fost inventată, ar trebui să trag de partea din mijloc către mine, așa, și asta s-ar putea până la un moment dat când mâna asistentei mele ar fi împotriva acestei mișcări, da? Din cauza stâlpului, ok? Dar acum, bineînțeles, corpul ei ar fi împotriva acestei mișcări, de acord până aici? Ei bine, să știi că pentru aceasta inventatorul, Robin Harben, a găsit o soluție, ia uzi. Poți te rog frumos să verifici că este o tablă tare? Așa. Ok, Andrei? Perfect, în regulă. Ia uite. Dacă ar fi acum... Așa. Te rog tare mult să mergi pe partea alaltă să verifici dacă a ieșit tabla dincolo. Poți să miști puțin de ea? Mulțumesc. Așa, perfect. Ok, Andrei. Credeți-mă, este. Cealaltă. Ia. Te rog din nou să fii pe partea cealaltă, să verifici dacă tabla a ieșit dincolo. Este. E ok? Andrei, în continuare vreau să fii foarte atent, pentru că Ane, în momentul acesta, își pune încrederea totală în tine, partenerul ei din seara de Revelion. Te rog să poziționezi mâinile așa, așa cumva, aici pe partea asta, la iluzie și la numărătoarea mea, la 3 și... O să te rog să împingi. Nu mai repede. Ok? Ești pregătit? Stimați telespectatori, Andrei, 1, 2, 3 și... Păi stai, mi-ai luat-o, vreau înapoi întreagă. Mi-ai adus-o întreagă, o vreau întreagă.
Te rog să traversezi spațiul acela gol, arată telespectatorilor că nimic nu-i induce în eroare. E gol. Poți, te rog tare mult, să dai o tură în conjurul iluziei și să verifici că Ana chiar se află înăuntru. Păi e înăuntru, o vedem, mă plimb aici ca un cățeluș în jur. Poți, te rog, e adevărat, ce să mai... Poți, asta? Te rog, să verifici dacă aceasta este o mână reală. Poți să verifici dacă aceasta este o mână reală. Reală, reală. Poți să verifici dacă piciorul este real. Real, real. Năsucu. Mulțumesc. Ei bine, Andrei, ca să poți pleca cu ea la petrecere, să continui petrecerea, va trebui să o recompun. Așa, ia uite, acum, 1, 2, 3 și... Mulțumesc. Să vedem dacă a funcționat magia. Lorenzo, permite-mi. Sigur că să-mi iau partenera, trebuie să duc o seară de acum încolo. Este. Tu-ți dai seama, dacă până acum am dus cu o parteneră, cum mă voi descurca de acum încolo cu două? Păi da, nici n-am de gând. Da. Plec cu el la Craiova. Să știi că am și aici, am vorbit cu Uica și mă susține, așa că nu știu cum o să fac să-l mai iei de la okay. noi. Ok. Cum îl cheamă? Magic, da? Magic Wish. Magic Wish, o să el să fie. Ei bine, Andrei, înainte să pleci cu frumoasa mea și magica mea asistentă, Ane, te rog tare mult să o încalți. Lăsăm pe Lorenzo, eu o iau pe Anet. Mergem mai departe, seara continuă și așa, cu magie, și cu dans, dar și cu multă, multă, multă muzică. Și Ane? Super! O seară magică să aveți, mulțumesc! V-am promis o seară deosebită și iată că am reușit să facem o seară așa cum nu v-ați gândit că ar putea să existe. Noi ne-am simțit extraordinar și sperăm că v-ați simțit la fel alături de noi și acasă și că așteptați cu emoție ca și noi trecerea în anul următor. Dar până atunci trebuie să aflăm câștigătorii, pentru că în seara asta au fost niște dueluri nu cu sabia, ci cu vocea. S-au duelat grupul primarilor, grupul... cu cel al sportivilor. Și nu în ultimul rând cu cel al jurnaliștilor. Și s-au duelat la karaoke, pop, rock și muzică populară. Și am avut și un juriu valoros. Un juriu prețios format din trei doamne deosebite. O româncă, o sârboaică și o unguruaică. Nici nu puteam să alegem un juriu mai perfect. Și oameni de specialitate care abia așteptăm să ne spună care este rezultatul final. Și cine a câștigat? Doamnelor, v-ați hotărât? Ați ajuns la un final? Doamna Giurgiu! Fiecare independent, nu ne-am influențat, așa că vom afla în final cine este de fapt câștigătorul, pentru că suntem trei persoane. Da? Punctul meu de vedere, al meu personal, asta nu ca să ziceți că mă pun bine cu jurnaliștii și că vreau să mă mai cheme la emisiuni de TV. Din punctul meu de vedere. Haideți să-i aplaudăm pe jurnaliști. Flavius Bia, la Profesioniști, până în momentul de față nu a pierdut niciun meci. Are 9 la activ, 9 meciuri. Tu-ți dai seama, din 9 să nu pierzi niciunul la Profesioniști, la box. Box, dar să vedem, dar la, stai, muzică. Da, la muzică. Stai un pic să vin aici puțin lângă el, Flavius. Sincer, când ești pe ring acolo, ai avut emoțiile pe care le ai în momentul de față? Sincer, nu. Mai multe emoții am avut aici. Vezi că dacă n-a reușit un boxer să te facă knockout, doamnele... poate o să reușească și va fi primul meci în care vei pierde. Spre cine mai merg titlurile de câștigător? Să vedem, îl faceți knockout sau nu pe Flavius? Păi să vă spun că nu o să piardă.
Pentru că țineți cu ei. Păi pentru că ei sunt favoriții mei. Domnii de la radio, ei deja sunt puțin favorizați că se aud la radio în casele noastre. Bun, felicitări mai... și sportivilor, aplauze deci... și pentru ei. Dar au fost și buni toți, mie toți mi s-au părut că mi s-au părut buni și toți au avut câte ceva, fie prezență scenică, fie o voce bună. Și mai ales că nu pierd la când au concursuri. Și domnii primar să nu se supere că v-am admirat foarte mult, însă tinerețea e tinerețea. Nu ne-am luat de păr, dar am avut o discuție destul de aprinsă între noi, cine să câștige până la urmă, care grup. Eu am optat pentru grupul primarilor. Și de ce? Să te debarasezi de birou, de creion, de pix, să te debarasezi de secretară și să te apuci să înveți o meserie nouă, cântatul. Eu optez pentru grupul primarilor. Deci doamnele sunt nehotărâte. Felicitări. Pe asta ce înseamnă? Că toți asta au câștigat? Asta înseamnă că toți au câștigat, da? Avem o egalitate și eu zic că este cel mai corect rezultat. E noaptea de revelion în care sunt sigur că toți suntem câștigători. Și noi cei de aici și voi cei de acasă. Și ca să le facem și un cadou cu câștigătorii, ar trebui să cântăm cu toții o piesă. E ultima piesă cu concurenții, toți sunt câștigători în seara asta. Și ei, și noi, și telespectatorii. Andrei, ai un text acolo în buzunar? Hai, ia ajută-ne. Unde sunt textele? Buzunar, le scoatem și cântăm. Hai să cântăm. N-am reușit să cânt populară, însă aș putea oricând să cânt un cântec deosebit. Un cântec care sunt sigur că îl știți cu toții. Și anume. Eu am cântat populară, ascultați, să știi. Deci, nu știu ce s-a auzit, dar am cântat. Te-am auzit. Da. Eu eram aia care cânta prost. Vi la Timișoara. Stai așa că eram aia care cânta și mai care prost. Care e concluzia, Alina? Vi la Timișoara. Bun, mai e puțin până la ora 12. Să chemăm toată lumea aici. Sau nu? Nu-i voie. Bun, păi facem așa. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen
Și fiindcă ea nu se rupea, a mai venit un elefant pe ea. Vezi, fiecare o știe altfel, dar până la urmă... Eu mă duc la Doina Banana. Eu știu că ai Doina Timișului. Până voi vă hotărâți ce faceți. Să lăsăm elefanții deoparte și să continuăm cu bucuria. Așadar, veniți toți aici alături de noi. Pentru că nu mai e mult. E foarte, foarte, foarte puțin. Veniți aici. 2016 ne așteaptă. Suntem în pragul Revelionului. Suntem în pragul unei nopți magice. Prietenii privatilor în juriu, vă invităm aici lângă noi. Absolut toți, absolut doamnelor, veniți aici, e momentul nostru, momentul vostru, celor de acasă, pentru că mai sunt câteva momente. Gândiți-vă foarte bine ce o să vă doriți în acele momente și pe cine veți strânge în brațe și vă dorim să aveți un an nou nemaipomenit. Un an frumos, un an așa cum l-ați dorit dintotdeauna. Unii ați avut probabil parte de el, alții însă nu. Anul acesta eu sper ca toți și toate dorințele să fie realizate. Alina, telespectatori, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani! Mi-a trecanit și viața, măi săraca dimineața. Veșnic cinăr nimănui, dat omul cu vremea lui. Veșnic cinăr nimănui, dat omul cu vremea lui. Oricât ce-ai tot micu viață, tot îți fură cinereța. Într-o zi doar ce se gată, bătrâneța nu ce iartă. Într-o zi doar ce se gată, bătrâneța nu ce iartă. Mâine pucerea slăbește, azi un firge păr albește, mâine pucerea slăbește. Și când ce uiți în oglindă, ce mirianii cum ce schimbă. Și când ce uiți în oglindă, ce mirianii cum ce schimbă. Săraca dimineața, așa îi lăsată viața, îi săraca dimineața. Pe rândanii trec și vin, și ce pomeni om bătrân. Pe rândanii trec și vin, și ce pomeni om bătrân. Yeah.
mare. Ce-i grea, ce-i ușoară, orice-ai face, viața zboară. Dar că pe pământ ce ține, trăiește omul de bine. Dacă pe pământ ce ține, trăiește omul de bine. Mulți ani! Bravo! Doamne Andrei, nu există popor mai frumos în lume decât poporul român, iar printre români nu există oameni mai frumoși decât bănățenii și o olteancă. Sunt atât de fericit. Revelionul la televizor îi ca în vise și sper să-l mai ținem 100 de ani așa. La mulți ani cu veselie, când o fi mai rău, așa să fie! Așa să fie, să aveți un an plin de lucruri minunate, un an așa cum vi-l doriți, plin de frumos. Pentru mine a fost o seară minunată și sper că și pentru dumneavoastră. În 2015 v-am vorbit mii și mii de minute, știu că v-am stresat, v-am năucit, v-am spus bancuri la care probabil nu ați râs nici până în prezent. Credeți-mă că în 2016 am de gând să mă schimb, am de gând să fiu altfel. De fapt, cred că am să fiu tot ca în 2015. La cu toții, mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, România! La mulți ani tuturor! La mulți ani!